Mamă, ce sa astea? Uai, legs mașinul de astea se învârt, mamă, cum mă dau în ele, Tony! Tony! dai. Da? E importantă situația. Vino cu acea, nu te mai prosti. Bă, secunde. Bă, nu te mai prosti, mă, pe mașină, mă, ridică-te, mă, de acolo. Nici măcar nu se învârt, mă, că n-ai bani să-ți plătești chestia aia să se învârtă. Ai adus pistolul. Care pistol? Pistolul din mâna ta, ți-am spus că avem treburi importante? Să mă împușc în cap. Să te împușci în cap mai târziu, te împușc eu cu mâna mea, dar mai întâi trebuie să mă asculti, hai cu mine, hai cu mine. Că-mi pal cineva în cap. Exact, haide, haide. Mie îmi dă ciocolata, cretinule. Stau. Cretină, nu vezi ce bou ești? Ne-a dat pe amândoi mama afară din casă, că ai dat cu VR-ul pe geam. Avem nu. 10 lei și ai zis ca să venim la Mac. Da, Tomie îmi dă ciocolata. Tomie îmi dă ciocolata. Uite, vezi? Cu 10 lei nu ai nici jumate de Mac Chicken. Dar nu are nimica. Că facem rost. Dar Tomie îmi dă ciocolata. Și îi mâncăm! Exact, am un plan special, am un plan special. Ne ducem, îi ademenim acum înainte să intre în magazin. Că Tomie mi-o dă. Nu ție. Tu ești urât. Uite-te. Mai încet. Vedeți? N-am nicio treabă. Nicio treabă. Du-te la ei. Cum ai zis să tac, mă? Tu-i permiți copilul ăla să vorbească așa? Nu vorbește cu noi, mă, bă. Bă, tu vorbești cu mine, mă. Bă, stai, mă, stai. Bă, ascunde puțin pistolul. Ascunde pistolul. Mergem prietenul ăsta la ei. Așa, mie mi-o dă. Nu ție. Cu 10 lei, tot eu mi-au. Nu ție. Și îi răpim. Haide, haide. Fii atent. Nu-ți dau nimica. Nu-ți dau nimica. Tot mie îmi dă ciocolata. Carte de vizită. Ce să-ți dau eu ție? Cretinule. Hai, gata? Mă duc să mă împrietenesc cu ei. Hei, copii! Copii! Bună seara, copii! Uitați aici, este cartea mea de vizită. Marcel, zis, mama, căutor să de nu talente, cu străini. Numesc. Păi tocmai m-am prezentat cum sunt străin. Marcel, căutor de talente, mă numesc. Poftiți! Ia-mă cartea de vizită. Așa. Da? Bună ziua, copii! Cu ce gânduri sunteți aici la McDonald's, dacă nu vă supărați că vă întreb? McDonald's și ciocolată. Ce? McChicken. Cine cine de aici de cine de aici își dorește Mac puișor pe gratis și Happy Meal-uri pe gratis? Eu. Foarte bine, am foarte întâi. Perfect. Vreau să vă mai mult entuziasm, că dacă nu vă pușc în cap. Bă, bă, noi vrem. Yo! Așa, nu-i bine. Nu-i bine încă. Vreau să vă cum săriți și că vă doriți din tot sufletul. Noi vrem. Noi. Poate sunt defect. Nu e foarte multă fericire aici, dar avem cu ce lucra oricum. Deci fiți atenți, avem aici un meniu întreg de McPuișor și ce... Hopa, hopa, nu vă atingeți așa! Mai în spate, am spus. În spate, a zis! În spate, că colegul meu aici de față vă împușcă în cap dacă nu faceți cum trebuie. Mă împușcă în cap! Exact, se împușcă în cap! Bun, fiți atenți ce avem aici. Suc, Coca-Cola, cheeseburger, cartofi, prăjit... Hopa, hopa, mai spate! Și uitați, sos de ketchup. Ia de aici, Tony, ține-le în mână, trebuie. Păi stai, mă, numai, bă, lasă-mă și pentru copii. Mă, lasă și pentru copii, mă. Până de aici, mă, că ea mea, mă, mă, împușcă în cap, mă, pe toți, mă, vă trag în cap, vă trag în genunchi, mă, nu mă rog. Bun, gata, dă-te-i spate, bă, fugi cu mâncarea, fugi cu mâncarea. McPuișor, dă-l încoa. E mâncarea mea, vă tai genunchii dacă nu. Nu, a noastră. Bă, Tony, am vorbit că-i Craiova. M-am născut în Craiova, te tai. Da, m-am născut în Berceni. Bă, lei, schema din Berceni. Bă, Tony, am vorbit că-i mâncare pentru ei, dar te rog frumos, stai acolo și respectă planul, că dacă nu mă împușc eu în cap, ai înțeles? Păi da, eu stau aici și respect planul, nu ne dau deloc din mâncarea noastră până nu ne dau ei din mâncarea lor. Sigur că da, stai așa și respectă planul, copii, veniți încoace, copii. McPuișor. Veniți încoace și luați-mă de mână, acum. Haideți, facem un cerc, ne luăm cu toții de mână. Și trebuie să ascultați o poveste foarte bună pe care o să vă spun, pe care mi-o spunea și mama când eram la fel de mic. Pe care nici acum n-am înțeles-o. Ok, o să încep, da? Bine. Deci, când era mic, era un om foarte bogat, avea foarte mulți bani, dar nu dădea la nimeni. Și după aia, într-o zi, s-a zis, ce faci, mă, ți-am zis să mă ții de mână, că te împușc în cap acum dacă nu mă ții de mână. Deci era un om foarte bogat și avea mulți bani. Și într-o zi s-a decis să iasă din casă. Și când a ieșit din casă, primul lucru pe care a făcut a fost să se împuște și el în cap și să moară. N-am înțeles niciodată povestea asta pe care mi-o spunea mama, poate îmi spunea să mă sinucid că nu mă mai suportă. Dar, în fine, nu contează. Deci, asta vă rog frumos. Vă doriți foarte mult, da? Cât de mult? Tu. Da, foarte, mult. Foarte mult. Cu cine, cu cine vorbesc? Cu mine. Tu cât de mult îți dorești, Meg? Foarte mult! Vezi, atât de entuziasmat vreau să fii și tu. Bine. Vreau McDonald's. Mult. Mai, ca mea levitează. O să vă dau McDonald's. O să-l luați. Și trebuie să facem...
o să am nevoie de ceva din față. Înțelegeți? Eu vă dau McDonald's și voi veniți cu mine și cu băiatul de aici de față. Unde ești, Tony? Alo? Unde-i? Ei, ce trage un pui de somn. Tu continui acolo, da? Așa, cu băiatul aici de față mergem și jucăm scăunele muzicale pentru că n-avem prieteni cu care să jucăm scăunele muzicale și o să jucăm scăunele muzicale până când muriți. E regulă? De mama. Mama ta e plecată puțin, are niște treabă, ai înțeles? Și mama ta la fel. Avem aceeași mamă. Haideți la McDonald's, băieți! Să mergem! Yeah, la McDonald's! Învârtiți-vă odată! Ce-i cu dansul ăsta? Ce faceți aici? Ne învârtim! Ăsta-i dansul ploii! Învârtiți-vă mai rapid! Hai, mamă, vă împuși pe amândoi în camera ce faceți aici! Hai odată! Uite-l și pe ăla, unde pleci, mă? Asta pleacă, mă, asta nu se mai joacă cu mine, bă, ce mi-ai adus aici, bă, ăștia stricați, sunt stricați, uite-te la ei cum vă bă, ceva, bă, ți-am spus, mă, că trebuie să înveți cum să se joace, uite-te cum sunt, bă, ca o picioare de stafide, bă, nici măcar nu se mișcă cum trebuie. Le-am zis, când se oprește muzica, așezați-vă, s-a oprit de 5 minute și uite-te la ei cum dansează în jurul scaunului, ce să mai fac? Împușcă, îi motivează, uite, s-a așezat unul. Mamă, ăsta e deștept. Bă, eu m-am așezat, unde ești? Eu m-am așezat. A, da? Eu m-am așezat, da, eu vrei m-am așezat. Cum te dau jos? Nu mă dai jos. Nu mă dai, mă, tu jos. Eu m-am așezat pe scaun. Proșeu, dreapta, stânga. Nu. Upercut. Bă, sunt autiști, sunt autiști, bă, ți-am spus să-i înveți cum să se joace. Bă, în cap. Păi trage-le gros, ia-i în colț acolo. Îmi trag mie să nu vă mai stai, vă niciunul. Stai, explic, stai, vino coace puțin. Voi stați acolo. Nu, nene. Explică-le cum stă treaba, prefate că-i tot ok, îmi pușcă în cap și omoară-i. Ok. Bine, bine. Copii! Da. Haideți. Haideți să mergem puțin până acolo, trebuie să discutăm câteva lucruri. Haideți. Da, ce? Haideți să mergem. Haideți. Haideți. Hai, bă! Hai odată, te rog eu frumos. Haide. Așa. Bun. Ne luăm aici frumos de mânuță. Așa. Să vă explic cum stă treaba. Sunteți proști grămadă. Nu știu ce căutați aici. Nici o idee. Cine v-a lăsat și de ce sunteți aici? Dar eu m-am plictisit de voi. Nu ne-ai părat. Ce? Tu ne-ai furat. Nu asta contează. Tu ne-ai luat de la Mac. Din greșeală. Da, noi vrem din Mac. Greșeală. Mac. Căutam pe altcineva. Îmi pare rău, dar aici ne despărțim și nu vă las să plecați decât cu duhul. Aoleu. Bun, vedeți, copii? Asta se întâmplă cu oamenii care nu știu să joace scăunele muzicale. Am încredere că voi știți să jucați scăunele muzicale. Sunteți pregătiți pentru așa ceva? Nu. Poftim? Da. Cine a zis nu? A zis cineva de aici, nu? El. El a zis nu. El a zis. Dar unde e? Dau pumnii în cap. El a zis. Ulangiu ăsta a zis. Nu, tu a zis, nesimțitele. Opriți-vă, bă, că așa în stilul ăsta nu mai primiți Mac. Voi înțelegeți ce se întâmplă aici, vă rog frumos. Da, no. Când Mac, că ne e foame. După ce jucăm scăunelele muzicale. Asta a fost... Cum se joacă scăunelele muzicale? Deci ăsta a fost deal-ul, ne jucăm scăunele muzicale și după aia primiți Mac asta dacă mai rămâneți în viață după. De ce aș să împușca pe ceilalți? Pentru că nu știau să joace scăunele muzicale, voi știți să jucați scăunele muzicale. A, da, noi știm, da. Eu știu, da. Numai zi asta știu. Da, mă, da, știm, numai da. Asta nu știe. Tu nu știi. O probă, da. Doar. Bine, toată lumea mâinile la ceafă, 10 genoflexiuni, haide! Ăsta nu știu ce face. Uite-te la el, faci o tărgere flexiune. Mai cu viață, mai cu viață, mai cu viață. Dați-i mai cu viață, zi tot numărul. Uite-te cum face, frate, el înoată în aer. Bă, nu contează, mă, măcar, bă, măcar se chinuie, mă. Bă, eu un om al talentului, mergi la România, au talent, la Boogie Boogie are talent, ești nebună, că uite-te cum face. Uite-te la el. Ce ai făcut, mă? Păi el zice, păstrăm. Îl ucidem pe la altul și îl păstrăm pe ăsta și facem o căruță de bani. Rămâne de văzut. Hai să nu mai puneți să facă ceva. Spuneți să facă ceva. Mâine pe genunchi. Antiglont. 10 sărituri. Nu prea știe să sară. Tu vezi, ăsta și-mi dai genunchi și îndreaptă după. Uite-te la el. Ăsta nu știe unde să se uite. Ăsta, uite-te. Ce face? Doar să pleacă și se uită în jos. Gata. Tot de 10 minute a plecat. Bă, eu cred că a obosit, mă. Ăla a intrat în pământ, uite-te la el. S-a liniștit puțin. Ce zici, sunt pregătiți să joace? Ce pregătiți? Asta era doar amuzamentul meu. Le facem și proba sau? Păi da, mă, hai odată să le facem proba. Sunteți pregătiți? No. Da, frate, sunt pregătiți. Gata. Bun. Păi hai, pune-i la joc.
O să ne jucăm până la viață și moarte, ți-ai înțeles? Un joc foarte crâncen din cauza ta, Tony, pentru că n-ai putut să asculți, mă. Ce? Nu poți să-i faci pe ăștia să tac odată, mă. Acum am ajuns să jucăm cu ei, bă. Și cine câștigă o să rămână în viață și cine moare, moare, înțelegi? Cine pierde, moare. Hai să te împuști în cap, dacă, să termineci cu bronzul. Dacă o să câștig, îmi dai Robux. Cum să nu? Sigur că da. Stai liniștit, dragul meu. 15 lei parfum. Uite, în piață, de la. Bă, alți copii n-ai găsit, mă, să furi. Bă, nu, ăla e dosiu, gata, frate. Nu știu unde l-ai găsit, nu știu de ce l-am luat. Dar eu zic că extintoare gratis, 1,50 lei. Ăsta îmi vinde de când îl cunosc. De când l-am văzut, îmi vinde de tot. Adineori mi-a vândut praful de sub catedră. Ești nebuna. Bă, nu eu vindeam, el vindea. I-am furat produsele, acu eu le vind. Uite, el le vinde. Începe muzica, haideți, dați-i drumul odată. Un kill de leușean. A început muzica, a început muzica. Învârtiți-vă. Bun, ăsta e scaunul meu, bă. Nici să nu intrați, nici să-mi luați scaunul, ați înțeles? Bă, dă-te mă de pe scaun, că n-ai voie să stai când ne învârtim. Bă, se învârt mai repede. Se învârt mai repede, dar uite-te cum se mișcă, bă, că ne fură scaunele, bă. Ne fură scaunele. S-a oprit muzica. Bun. Da. Am amețit. Se pare că nimeni nu știe să joace scaunele muzicale. Ăștia doi s-au pus amândoi pe același scaun în timp ce... Eu m-am pus pe un scaun. Care moare? Bă, moare! Bă! Bă, mi-a zis scaunul, bă! Pentru că ai stat și tenta la noi să ne explici. Sunt antiglonți! Sunt antiglonți! Tony, ești ultima mea speranță, înțelegi? Dacă ești tu, am pierdut jocul, bă! Eu câștig. Și după aia facem hughiughi la proțap. Dar nu vrei să... Bă! S-a oprit muzica, bă! Ce faci, mă? Tu ți-am zis să fii atent la scaune! Dar sunt aici scaunele, nu le-a luat nimeni. Bă, deja s-au pus pe ele. Păi și? Dacă ai pierdut! Cineva trebuie să stea. Ai pierdut! Ai pierdut, umilit. Te-am umilit! Bă, ia-l-mă de mână pe ăla. Ia-mă pe... Așa. Balena asta? Pe balena asta obosită. Băi, ce e aici, mă? Asta e cercul de bătut joc de Tony sau care e faza? Că acum ies din el. Da, aici ai venit. Foarte bine, mă bucur atunci. Așa, fiți atenți. Deci a fost un match de scaune muzicale incredibil. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Ați fost niște oponenți pe cinste, vă zic sincer. Acum este momentul să... Tony, pușcă-i cap! Pușcă-i cap! Bun, dragii mei, asta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa!